Test, test. Începem. Bună ziua! Mă numesc Francesc Curco, sunt de la ASUS România și am venit aici, în Soho. Mulțumesc, Ciprian, pentru că ne-ai primit. Bine ați venit! Să vorbim un pic despre monitoarele noastre din gama profesională. Avem aici două modele expuse, o să vorbim despre ele. Eu o să încerc să vorbesc cât mai puțin, Ciprian o să vorbească din perspectiva proprie. Despre monitoarele profesionale noi nu prea am vorbit până acum, n-am avut această ocazie. Prin amabilitatea celor de la F64 avem această posibilitate să punem în valoare monitoarele noastre profesionale. Nu doar să vorbesc eu din perspectiva specificațiilor tehnice, dar prin amabilitatea lui F64 și lui Ciprian o să facem și o ședință foto și o să vedeți cum un astfel de monitor poate să vă pună într-o, să vă maximizeze lucrul din cu aparatul foto. Eu o să vorbesc foarte puțin despre ASUS, după care o să las pe Ciprian să vă arate pentru ce ne-am văzut aici. O să vorbesc un pic despre ASUS pentru că noi tot timpul am insistat pe acest aspect. Monitoarele acestea au nevoie în spate de putere de procesare, au nevoie de un calculator. Noi oferim tot acest ecosistem, nu doar un o unealtă de lucru, este un ecosistem deschis în care avem toată gama de produse necesare. Și o să le trec foarte pe scurt. Despre ASUS, mulți cu care am avut ocazia acum să mă întâlnesc, știți deja cine suntem. Suntem o companie destul de mare. Important este că din cei 17.000 de angajați, 5.500 sunt în R&D, ceea ce înseamnă că aproape unul din trei oameni din ASUS și-au pus mintea la contribuție să dezvolte aceste produse pe care le arătăm și astăzi. Gama de produse este foarte largă, începând de la plăcile de bază cu care am început în 1989 și până la monitoarele pe care le-am expus astăzi. Practic avem toată gama de produse dintr-un calculator, plăci de video, periferice, servere, mini PC-uri, proiectoare, inclusiv acest mic proiector de pe masă, rețelistică, unități optice și, evident, telefoane, laptopuri. Pe partea de gaming, astăzi nu o să insist, pentru că nu este cazul, dar vreau să vă aduc aminte că este un brand Republic of Gamers, un brand de 12 ani în care am dezvoltat o întreagă gamă de periferice. Despre plăci de bază, cu asta am început. Asta este produsul nostru de suflet. N-avem cum să nu vorbim despre el. Este totuși inima calculatorului. Dacă nu ar exista placa de bază, nu am fi aici. Suntem numărul 1 mondial cu un market share de 40%. Era și o glumă. Noi contorizăm câte plăci de bază am vândut. La un moment dat am trecut de jumătate de miliard. Probabil peste 20 de ani, dacă ne mai vedem, o să vă spun că am trecut de 1 miliard. Deci am zis jumătate de miliard, da? Deci jumătate de miliard am vândut acum 2 ani. Peste 20 de ani probabil că o să ajungem undeva pe la 1 miliard. La plăci de video suntem tot numărul 1. La rețelistică, probabil ați avut posibilitatea să vedeți, în zona de high-end suntem numărul 1 mondial. Avem o colaborare și pe antivirus cu Trend Micro. Avem un program numit AI Protection, un program pentru părinți și pentru, nu numai pentru părinți. Parental controlul din routerele noastre sunt cel mai avansate. Periferice de n-avem ce să facem fără ele. N-avem cum să nu avem și acolo o gamă puternică. Proiectoarele, noi avem mini proiectoare. Aici noi ne focusăm, nu ne batem cu producătorii clasici de proiectoare, însă noi ne-am focusat pe portabilitate. Vedeți acest mic proiector. Avem, noi glumim și spunem că avem
battery power bank-uri cu proiector. Avem practic niște proiectoare foarte mici care au baterie integrată și ce asigură, să zicem, inclusiv o proiecție fără priză timp de 2-3 ore. Mini PC-uri, în mod special am pus acest mini PC aici. Avem mini PC-uri cu i5, cu i7, foarte puternice. Practic este un întreg calculator pentru Photoshop, pentru Office, pentru astfel de lucruri este foarte ok, nu pentru gaming, evident. La servere avem și aici o experiență largă. În România am intrat anul trecut mai puternic, dar este o divizie în dezvoltare. La unitățile optice o să mă opresc exact o secundă să vă spun că am văzut diverse discuții chiar în comunitatea F64 care ar fi cea mai bună metodă de a stoca pozele. Sunt unii care sunt către NAS, alții zic că NAS-ul nu e o soluție bună, alții vor cloud-ul, alții nu au încredere în cloud. Eu am selectat aici un model cu M-Disc, nu știu câți ați auzit de discurile M-Disc, Millennial Disc. Practic este un disc care seamănă așa la prima vedere cu un disc normal, însă e un disc care, cum îi spune și numele, rezistă până la 1000 de ani. Practic, în față de un disc normal care are un strat anorganic și un strat reflectiv, aici la un M-Disc există un strat mineral sau metal, deci practic un strat anorganic care nu se oxidează în timp și rezistă mult mai mult. Deci e o soluție care potrivită și eu sincer l-aș recomanda cu mâna pe inimă pentru cei care vor să-și stocheze poze poate nu 1000 de ani, dar măcar un lifetime. Aceste M-Disc-uri există de la 4,7 giga până la 128 de giga ca și capacitate. Am văzut că în România există discuri de 100 de giga în comerț. Cam, deci există această variantă și la noi cu unități externe subțiri. Singura chestie la unitățile optice cu M-Disc este că orice unitate optică poate să citească un disc M-Disc, dar nu orice writer poate să scrie M-Disc. Pentru a scrie pe acea suprafață anorganică minerală trebuie un laser mai puternic și atunci nu orice unitate optică știe M-Disc. Atâta despre intro-ul despre ecosistemul nostru. La monitoare voi spune că pe gaming suntem numărul 1 mondial cu o cotă de 35%. Și voi trece acum foarte pe scurt la monitoarele despre care vom vorbi astăzi. Chiar o să amintesc doar 2-3 cuvinte despre monitorul PA32UC, care este nava noastră amiral în acest moment. Inițial vreau să spun că este vârful de lance, dar dacă spuneam vârf de lance este prea banal. Deci este chiar o navă amiral și are atât de multe feature-uri că probabil am putea să facem doar o conferință de presă numai despre acest monitor. Eu ce vreau să rețineți că pentru mine un lucru foarte important este că am reușit să-l aducem în mediul potrivit la F64, pentru că un astfel de monitor nu este un monitor pe care să-l înțeleagă toată lumea. Noi am încercat să-l aducem în mediul potrivit, la targetul potrivit și, într-adevăr, aici cu F64 este intersecția ideală. De ce spun asta? Este un monitor, în primul rând, faptul că e 4K în ziua de astăzi este o banalitate. Faptul că are HDR, multe monitoare au. Faptul că are această licențiere Ultra HD Premium, da, există Ultra HD Alliance, în care deja sunt cam toate companiile mari din lume, televiziune, etc. Și aici există destul de multe modele. Pentru a avea această atestare, trebuie să există niște cerințe, și anume un spațiu de culoare foarte bogat, contrast foarte mare, luminozitate foarte mare, HDR și nu orice tip de HDR. De exemplu, acest monitor are 384 de zone de locale de luminozitate, de reglare a luminozității. Un pic la
diagrama asta cromatică, ce aș vrea să mă opresc și foarte pe scurt. Acesta este spațiul pe care îl vede ochiul uman. Da? Practic, ce reprezintă această diagramă creată de organizația CIE în 1931, ei au făcut diagrama după percepția vizuală a umană. Din acest spațiu, cum vedeți, 75% triunghiul mare galben îl reprezintă acel standard REC 2020, e un standard nou, după care urmează monitorul nostru, știe, 99,5% din spațiu de culoare Adobe RGB. Mă opresc un pic la Adobe RGB, la standardul făcut de Adobe în 1998, pentru că ei ce au realizat? Au realizat că standardele anterioare, respectiv sRGB-ul și standardul BT709, care practic are aceeași spațiu de culoare ca și sRGB-ul, doar gama diferă, era foarte mic sRGB-ul. sRGB-ul e un standard vechi, este un standard pe care practic a fost creat pentru monitoarele pe tuburi, pentru monitoarele CRT, și Adobe a văzut în 98 că nu este suficient. Imprimantele deja știau mai mult, adică practic tipăreai la imprimantă și obțineai culori pe care nu le vedeai pe ecran. Și atunci Adobe a zis, trebuie să întindem acest spațiu de lucru și au creat Adobe RGB. Monitoarele noastre de vârf, toate sunt practic 99,5, aproape 100% Adobe RGB. Sunt calibrate toate hardware. Evident, restul de specificații nu are sens să vă le spun. Singurul lucru pe care aș mai merita să-l amintesc este display-ul pe 10 biți, care este o cerință al Ultra HD Premium, și LUT-ul de 14 biți, care este mult peste cerința standard a Ultra HD Premium. Nu am adus aici, dar avem un modelul următor, este modelul PA329. Ăsta este modelul pe care l-am lansat acum 2 ani. Dan știe modelul. Deci la noi monitoarele nu sunt end of life după un an, doi, dacă ai un astfel de monitor, care acum 2 ani a fost primul monitor de pe piață 4K cu Quantum Dot. Deci a fost un monitor extraordinar, tot așa cu 99,5% Adobe RGB. Ceea ce ăsta nu are față de modelul anterior. Modelul anterior, adică acest model de aici, are și Thunderbolt 3, poate fi făcut chain. Este un model evident mai nou. Acest model este făcut mai mult către videograf. Adică e un model editare foto și editare video, pe când modelul acesta este mai mult către foto. Toate au delta E-ul mai mic decât 2, sunt precalibrate, vin cu certificat de precalibrare din fabrică în cutie. Un model un pic mai jos, că am început de sus și venim către zona de jos, avem aici același model cu modelul anterior, mai puțin n-are atestatul Adobe RGB. În rest, este și acesta cu delta E mai mic decât 2, 10 bit panou și așa mai departe. Fratele mai mic, pe care l-am pus aici, PA27AC, mai mic și în dimensiuni și în specificații, în continuare are HDR10, în continuare are Thunderbolt, cum toate monitoarele de acum încolo o să aibă Thunderbolt 3. Acesta are doar certificarea 100% sRGB, nu și Adobe RGB, dar are delta-ul mai mic decât 2, are tot așa calibrare hardware și panoul de data asta este pe 8 biți. Și voi încheia cu monitorul fratele cel mai mic. Ăsta este modelul nostru cel mai accesibil, aș putea să spunem minimal accesoriu pentru un fotograf care se respectă cât de cât. Este un monitor Full HD cu un delta E mai mic decât 5, 100% sRGB, precalibrat, panou pe 8 biți și la un preț foarte, foarte bun. Eu până acum n-am vorbit de prețuri, dar în cazul acesta o să spun că pe F64 îl găsiți la un preț aproximativ de 1800 de lei, este un preț foarte bun și este un monitor cu care e un tool cu care orice fotograf ar trebui să înceapă o muncă serioasă. Atât despre Asus și despre monitoarele noastre profesionale pe scurt. O să las pe Ciprian să
ne facă o demonstrație frumoasă. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Tare. Numele meu e Ciprian Strugari, sunt fotograf profesionist de vreo 11 ani. Am început cu fotografie de modă, cu fotografie glossy, de reviste și am rămas în zona asta de fotografiat oameni, modă și în general chestii pe care pot să le regizez și cu care pot să vorbesc. Așa. Am avut ocazia să mă joc cu monitorul de la Asus. Again, după cum s-a spus mai devreme, este vârful de gamă de la seria ProArt, un monitor de 32 de inci. 4K pentru, este un monitor dintr-o zonă profesională, este orientat ca și target către profesioniști, fie că sunt din zona de foto sau din zona de video sau din zona de DTP. În general este un monitor pentru content creators, ca să zic așa. În jobul de fotograf, ca și în celelalte domenii amintite de editor video sau de DTP sau alte sau de web designer, este foarte important să avem o reprezentare corectă și cât mai aproape de realitate a culorilor și a imaginilor cu care lucrăm. Este foarte important ca monitorul cu care lucrăm să aibă un spațiu de culoare cât mai larg, fie că alegem să folosim asta sau nu. De exemplu, dacă imaginea finală va rezulta în print, avem nevoie de un spațiu de culoare mai larg. Dacă imaginea finală se duce către web, eu mai bine, sau cel puțin așa fac eu, să o reducem într-un spațiu de culoare SRGB, pentru că vom avea o imagine mai contrast pe orice device va fi văzută. Monitorul despre care vorbim vine în pachet cu un tool de calibrare și de asemenea este factory calibrated. Seria ProArt de la Asus are o funcție care permite calibrarea hardware-a monitorului cu un profil de culoare care rămâne stocat pe monitor. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă în mod uzual calibrăm monitor hardware și modificările de la calibrare se salvează în computerul pe care facem calibrarea și practic se modifică parametrii pe care placa video îi dă către monitor. Acum plecăm de la un semnal universal din orice sursă și toate modificările de culoare se petrec în interiorul monitorului. Asta e o chestie foarte, foarte bună și foarte importantă, pentru că monitorul poate fi conectat la orice sursă după aia și va fi calibrat identic. Asta e foarte, foarte util într-un studio unde se lucrează pe mai multe platforme, se lucrează pe mai multe sisteme de operare și e foarte util să ai un preset pe monitor care se încarcă instant și nu trebuie să calibrezi după aia pentru fiecare device pe care îl folosești. Avem două imagini foarte diferite pe monitoarele astea. Asta e factory set și avem o imagine foarte saturată. Cel cu care m-am tot jucat eu îl avem aici într-o stare necalibrată, tocmai pentru a vedea diferența între before și after. O să încep procesul de calibrare ca să vedem diferența și după aia o să vedem un pic de aplicat pe el, o să facem un shooting și să vedem imaginile pe el în mod tethered. Are foarte multe funcții dincolo de zona asta de fotografie sau editare video.
modul HDR e spectaculos, l-a redat imagini și are în general foarte multe funcții active care modifică imaginea. De exemplu, faptul că backlight-ul se poate este controlat individual pe 384 de zone, știe să se ajusteze automat, astfel încât zonele de negru să fie foarte, foarte deep și să aibă lumină în plus pe zonele bright. Pe noi, ca și fotograf sau, mă rog, colorist sau video editor sau orice tip de content creator, ne interesează mai mult o reprezentare cât mai corectă a conținutului, a fotografiilor, și atunci nu vom apela la funcțiile astea ale monitorului, ci îl vom calibra și îl vom lăsa să ne arate imaginile cât mai corect. Bun, o să pornesc procesul de calibrare și după ce obținem un rezultat o să începem un mini shooting. Alt detaliu foarte important despre monitor este că avem o gamă foarte variată de conexiuni pe el. Avem 4 porturi HDMI și, mai important, avem un port Thunderbolt și de intrare și de ieșire. Asta înseamnă că într-un studio putem să avem mai multe display-uri legate unul de celălalt pe același sistem, prin conexiunea Thunderbolt, care e un lucru foarte bun. Altă modalitate de a folosi acest monitor într-un studio este să-l folosim ca sursă singulară de display pentru mai multe device-uri. Are un mod picture-in-picture care e foarte util pentru chestia asta, dacă alegem să-l folosim așa. Imediat va și coopera, hopefully. Bun. Calibratorul care vine în pachet cu el e foarte avansat, permite și calibrarea în funcție de lumina ambientală pe care o avem în spațiu de lucru, ceea ce e un lucru foarte bun. Și de asemenea, după cum s-a spus și mai devreme, monitorul vine oricum cu o fișă de calibrare din fabrică. Și avem pe fratele mai mic al acestui monitor un exemplu foarte clar de calibrare de fabrică care arată extraordinar de bine, adică imaginea o știu în varianta
în toate variantele ei și cam așa trebuie să, cam așa trebuie să fie. Standul monitorului iarăși e foarte interesant pentru că permite rotirea și mod portrait, care atunci când tragi, când tragi tethered e o funcție foarte, foarte ok, pentru că majoritatea imaginilor la fotografia de modă, de exemplu, sunt pe, pe înalt și atunci e foarte util să vezi imaginea pe o suprafață cât mai mare atunci când, când îți vezi imaginile când, când fotografiezi tethered. Alt detaliu important este că acest proces de calibrare trebuie repetat periodic, cumva, adică monitorul se mai modifică parametrii în timp și e o activitate care trebuie făcută, care trebuie făcută regulat, deci nu am, s-a întâmplat odată și, și atât. Probabil că în live nu se vede atât de, atât de mult diferența, dar vă, cu siguranță aici se vede foarte mult și, mă rog, puteți să vă, vă apropiați mai mult de el dacă e să vedeți diferența între varianta calibrată și varianta necalibrată. Ok. O să începem partea de shooting ca să vedem și niște, și niște imagini pe el. Așa, hai aici undeva, nu foarte aproape de perete. Așa, e ok. Ok. Mai înfață un pic și mai spre mine. Atât e perfect. Thank you. Okay.
Hai de test prima dată, vedem ce se întâmplă cu lumina. O să vreau să te joci cu rochea un pic, să vedem mai amplă cumva. Nu, cu alea din spate. Yes, cu mâinile mai deschise un pic. Și trebuie să fie un pic mai încolo. That's it. Ok, perfect. Un pic mai asimetrice mâinile. Așa, 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 așa. Bravo. Mai asimetrice. Las-o mai jos rochea un pic. Mai jos, mai jos, mai jos. Nu, lasă, așa, 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 așa. Good. E bine. Bun. Poți fi mai aplicat un pic mai... Așa, 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 bravo. Good. Bărbia mai sus un pic. Așa, așa, așa. Și un pic mai spre luminos. Așa, bravo. Tot cu bărbia un pic mai încolo. A, așa, ok. One second. Okay. Da. Vino mai spre mine un pic, te rog. Mai? Așa. Și mai încoace. Yes. Okay. Da, era bine cum era întors spre așa, bravo. Bărbia mai sus un pic. Așa. Good. Bun. Ok. Bun. Mai rotit un pic spre lumină. Așa e perfect. Good. Un pic mai asimetric mâinile, poate dreapta mai jos. Așa, bravo. Ok. O să mai facem un setup de lumină și după aia puteți să vă jucați. Nu o să ne uităm și la imagini. Ok. O să închidem live-ul momentan, continuăm cu partea de shooting. Sper că a fost fun până acum and see you soon!